Bună seara, stimați telespectatori, din nou la poliția, la sediul poliției, sediul inspectoratului de poliție județean Vrancea, unde am plăcerea să stau de vorbă după câțiva ani de zile cu domnul comisar șef Daniel Popescu, șeful compartimentului de urmăriri și identificări. Bună seara, domnule colonel, bine ați revenit la noi. Bună seara, colonel, eram când... Mă scuzați, încă nu m-am... regim militarizat. Domnule comisar șef. Îmi pare bine că ați inițiat un demers pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la problematica riscurilor de victimizare la care se supun minorii care pleacă de acasă, care fug de acasă și care pot apărea și în postura de persoane dispărute. Dar, domnule comisar, deci compartimentul este urmărit și identificări. Dar vorbiți-ne un pic despre serviciul pe care îl conduceți dumneavoastră sau îl reprezentați. Acest compartiment de urmărire și identificări funcționează în cadrul Serviciului de Investigații Criminale al unității noastre și are un obiect de activitate vast, adică gestionează problematica localizării și prinderii urmăriților general și internațional, persoane condamnate, inculpați, problematica instrumentării cazurilor de dispariții suspecte de persoane sau dispariții alarmante de persoane, adulți și copii. Problematica identificării cadavrelor necunoscute descoperite pe raza județului nostru și problematica identificării anumitor persoane fără identitate care sunt descoperite pe raza județului, fie din cauza unor afecțiuni medicale sau din alte cauze, nu își pot declina identitatea. Și un ultim domeniu de activitate, monitorizarea și supravegherea inculpaților sau învinuiților sau condamnaților față de care s-au dispus anumite măsuri preventive neprivative de libertate, de genul obligarea de a nu părăsi țara, obligarea de a nu părăsi localitatea și alte măsuri. Spuneți-vă rog, să le luăm așa pe rând. Dispariții suspecte, ați spus. Dar înainte de a fi la acest serviciu, dumneavoastră tot aici, adică de câte vreme lucrați în cadrul acestui serviciu? În cadrul compartimentului lucrez de 8 ani. De 8 ani. De 8 ani de zile, înainte am lucrat și în alte structuri. În care? Am lucrat și la Poliția Rutieră, la Focșani, am lucrat la Serviciul de Intervenție Rapidă, anterior am lucrat ca și instructor în Academia de Poliție. Deci aveți o activitate serioasă în spate și cred că toate aceste servicii unde ați lucrat v-au ajutat ca să v-au fost de folos pentru experiența care vă trebuie acum. Orice experiență contează foarte mult, pentru că în afara regulamentelor și instrucțiunilor și procedurilor, experiența te ajută să vezi lucrurile altfel, să iei decizii mult mai bune, zic eu, chiar înțelepte, de dorit. Pentru că spuneați că ați lucrat la Poliția Rutieră, vedeți, oamenii, pentru noi ăștia din afară, din spatele sau din fața televizorului acum, Poliția Rutieră înseamnă că vine polițistul, îmi cere carnetul și pentru că sau îmi ia niște puncte sau îmi dă o amendă. Dar nu se rezumă numai la atâta activitatea polițiștilor rutieri, pentru că ei urmăresc hoți uneori, ei fac descarcerări și așa mai departe, nu? Pot să vă spun că, deși nu mi-ar mai plăcea să lucrez în domeniul respectiv, dar este o muncă de uzură, efectiv. Deci, cred că este printre cele mai dificile și mai extenuante munci din poliție. Pe lângă la veghea, să avem un climat normal în stradă, în ce privește traficul rutier, pentru că ne pretindem o țară civilizată, adică a aplica contravenții acolo unde se impune și unde trebuie îndreptate lucrurile, pentru că astfel nu se pot îndrepta. Există și foarte multe infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii de la Poliția Rutieră sunt implicați și în activități ample ale poliției pentru depistarea unor persoane care au comis fapte grave imediat după comiterea faptei, pentru că ei sunt întotdeauna în prima linie în teren, alături de polițiști la ordine publică. Pentru prinderea unor persoane urmărite. Au foarte multe sarcini. Faptul că în cazuri sporadice munca lor este umbrită de greșeala unora dintre colegi care fie au devenit
blazați în meserie sau din alte motive și cedează la tendința de a primi șpagă, asta nu înseamnă că ceilalți nu își desfășoară activitatea așa cum trebuie, pentru că e o muncă dificilă, v-am precizat. Categoric, chestia cu șpaga, până la urmă, domnule comisar șef, oameni sunt peste tot, unii mai așa, alții mai așa, în orice domeniu de activitate. Asta este viața, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Eu am încredere în poliția română, sunt oameni serioși, marea lor majoritate, și eu am mai spus și în alte emisiuni, dacă poliția nu este pusă bine la punct într-o țară, lucrurile scârție, pentru că asta este situația, din păcate. Sigur că ar fi ideal să, ca oamenii să fie cinstiți, corect, să nu fie nevoie de poliție, să nu fie nevoie de armată, dar, din păcate, asta e o utopie, așa că nu mai discutăm despre lucrurile astea. Spuneți-mi, vă rog, ați spus că lucrați la urmăriri și dispariții. Mă interesează foarte, haideți să ne oprim un pic pe sectorul ăsta, copii, minorii care dispar, de ce dispar și cum dispar. În mod normal, poliția instrumentează prin activități complexe doar disparițiile alarmante sau disparițiile în condiții necunoscute, ori în condiții suspecte, care trezesc suspiciuni că s-a întâmplat ceva cu persoana respectivă. Însă, de-a lungul timpului s-a constatat că multe dintre cazurile de plecări voluntare de acasă ale persoanelor, de la domiciliu, fie adulți, fie copii, chiar dacă nu trezesc inițial nicio suspiciune, treptat se transformă într-o dispariție alarmantă, pentru că persoanele respective pot da de necazuri, pot fi victime de infracțiuni, pot fi ucise și așa mai departe, iar granița dintre o plecare voluntară și o dispariție nu se poate stabili cu certitudine. Și atunci, la nivelul Poliției Naționale s-a decis ca pentru eficientizarea muncii în acest domeniu și să avem un randament în soluționarea cazurilor de dispariție, să se creeze mai multe baze de date în care se implementează și toate sesizările și reclamațiile tuturor persoanelor cu privire la plecarea voluntară a unor persoane despre care numai de o anumită vreme nu mai au niciun fel de vești, sau persoanele respective, reclamanții, pot indica anumite suspiciuni de care poliția la început nu are cunoștință. Și fiind implementate într-o astfel de bază de date, aceste persoane, în momentul în care au contact tangențial cu vreun element polițienesc de pe teritoriul național sau chiar din Europa sau chiar de pe tot globul, atunci respectivii vor vedea că poliția din județul Vrancea, dau un exemplu la noi, caută acea persoană pentru că s-a reclamat dispariția ei. Și pentru că, în funcție de vârsta persoanei, dacă este persoana adultă sănătoasă, dacă este persoana adultă bolnavă de o boală gravă sau bolnavă psihic, sau dacă este minor, polițiștii respectivi care realizează depistarea persoanei iau anumite măsuri. În concordanță, sunt niște proceduri foarte bine stabilite, pentru că nu putem obliga o persoană adultă care nu mai vrea să știe de familie din diverse motive, nu putem obliga să comunice datele de privind localizarea tocmai membrilor familiei despre care persoana nu mai vrea să știe. În schimb, poliția trebuie să își dea seama dacă persoana acolo unde stă de bunăvoie, nu este constrânsă, nu este victima unei infracțiuni. Da, în cazul unei copil minor, de exemplu, domnule comisar șef, când îți pleacă copilul de 14 ani de acasă, chiar dacă, eu știu, este răpit sau e dus sau se duce singur într-un loc unde să fumează, să iau droguri, să bea, să mai știu ce să mai face, chiar dacă nu-l omoară nimeni, dar copilul este în pericol, nu? Este. Și familia nu se sesizează, nu vă anunță imediat, vă anunță după 2 săptămâni când a dispărut copilul de acasă? Uneori am avut reclamații și după un an de zile, depinde, sunt foarte multe... Cum adică după un an de zile? Părinți care și-au reclamat? Da, după un an, după mai mulți ani, sunt familii care realizează o supraveghere. De fapt, nu există o supraveghere asupra minorilor. A fost recent cazul de la Pufești, nu știu. Cu o fetiță de 15 ani care i-a murit copilul, am văzut. De regulă, vin și reclamă. Ce se întâmplă? Problematica dispariților de copii este atât de sensibilă și tocmai pentru că nu se poate delimita granița dintre o plecare voluntară și o dispariție alarmantă,
toate aceste sesizări se iau în calcul și s-a simțit nevoia ca în instrumentarea cazurilor de dispariție pentru a înlădura arbitrariu să se întocmească la nivel național o procedură strict numai pentru instrumentarea cazurilor de dispariție de minori. Este vorba de un manual de bune practici care este public, oricine îl poate studia, cred că pe site-ul copiidisparuți.ro este afișat și acolo, care gestionat de un ONG, Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual, Focus, cu care poliția are un protocol de colaborare. Și toate aceste cazuri se iau în calcul. Vreau să subliniez doar un singur aspect. Greșelile care au fost subliniate de-a lungul timpului în mass media, care au fost punctate, s-au regăsit, ele au fost remediate în aceste proceduri și acum în manualul de bune practici, tocmai pentru a înlătura astfel de greșeli. Dar opinia publică vede din activitatea poliției doar o foarte mică parte dintre cazurile de dispariție de copii instrumentate. Așa, un, să spun, vârful icebergului. Aproximativ 5%, între 3 și 5%, care într-adevăr constituie dispariții alarmante. Adică copii mici, să spun, sub 7-8 ani rătăciți sau copii răpiți, fie că sunt răpiri parentale, fie de alte persoane. Chiar dacă aceste cazuri sunt foarte rare la noi în țară, trebuie să le luăm în calcul. Au fost, problematică există și în la noi în Franța au fost cazuri de genul ăsta? Răpiri cazuri de răpire autentică, vă pot confirma că în județul Vrancea, timp de 8 ani de zile, nu au fost. Deci nu au fost. A fost o tentativă acum câțiva ani a unei tată care a venit cu mama lui, adică bunica minorului, și a încercat să ia minorul de pe stradă care se plimba cu Bona, minorul fiind încredințat prin hotărâre judecătorească mamei. A fost depistat în câteva ore, s-au stabilit niște reguli, omul a înțeles că trebuie să se adreseze instanțe de judecată pentru a modifica programul de vizită și așa mai departe, dar în județul Vrancea nu am avut, au fost în alte județe. Sau mai sunt cazuri de copii poate din anumite motive s-a încercat să spunem, un abuz sexual și pentru a înlătura orice fel de urmă pot să fie uciși. Este s-au o ipoteză. S-au întâmplat cazuri de astea? La noi în județ? La noi în județ nu au fost, dar au fost cazuri în alte județe care au fost și mediatizate la posturile TV și trebuie luate în calcul. Acestea sunt dispariții alarmante. Restul de 95% sunt plecări voluntare. Cauzele sunt multiple. Eu am făcut un studiu personal, m-am documentat și le-am și identificat, le-aș putea citi dacă chiar sau rog, le pot. Sigur, așa, sigur, deci sunt cauze care determină plecarea voluntară a minorilor, dar înainte de a le preciza vreau să spun că și aceste plecări voluntare în scop de vagabondaj, de prostituție, de eu știu, o situație de tensiune puternică între minor și colectivul în care trăiește familia, așa, se pot transforma în tragedii uneori și au efect asupra psihicului copilului. După părerea mea, pot fi oricând amendat în privința asta sau completat, eu cred că ceea ce determină plecarea de acasă a minorilor, pentru că nu există o categorie socială aparte din care pleacă, dar predomină familiile dezorganizate, adică familiile monoparentale sau familii cu ambii părinți, dar care ori nu trăiesc în fapt împreună, ori sunt consumatori de alcool și lasă copiii total desprăși, pentru mine tot o familie dezorganizată este, ori ambii părinți plecați la muncă în sănătate și copiii lăsați în grija unei rude, nici măcar a bunicilor, dar au fost și copii care au ambii părinți cu care muncesc și așa mai departe. Sau părinți care conduc anumite societăți. Da? Deci sunt, pe toate scările sociale. O cauză există. Nu trebuie să se supere nimeni. De fapt, cei mai mulți părinți nu au curajul, nu vor, dintr-un orgoliu, să-și recunoască eșecul în educație și atunci proiectează o eventuală vină, să spunem, asupra instituțiilor, a școlii, a poliției, că nu îi găsește copilul care este fugit de acasă și eventual și cu o sumă de bani. Deci, noi facem ceea ce putem, dar
vreau să precizez clar un lucru. În momentul în care un adolescent peste 14 ani, deci nu este îndeplinit o condiție de risc, poate am timp să fac referire și la condițiile de risc, efectiv, un adolescent peste 14 ani care fuge de acasă pentru a vagabonda sau ia și o sumă de bani, nu cred că, vreau să punctez că poliția nu o să umble cu fotografia lui în buzunar să-l caute. Deci sunt niște măsuri calificate, el este băgat într-o bază de date, se merge și pe anumite investigații în anturajul lui, dar dacă el se ascunde foarte bine... Vreau să vă întreb ceva. Sunt situații în care părinții de jenă, ca să zic ei, ca să-și menajeze copiii, nu reclamă aceste dispariții? De jenă, ca eu mă fac de râs. Da, cum da. Să... Sunt cazuri, în special de adolescenți. La noi în Vrancea predomină fetele, ca și număr. Care pleacă de acasă. Care pleacă și părinții, pentru că le este jenă față de vecini, față de anturaj inițial, într-o zi, două, trei, poate, nu reclamă, pentru că se gândesc că ar putea fi la niște prieteni, s-ar putea întoarce acasă și observând că lucrurile nu stau chiar așa, atunci vin la poliție. Și uneori prea târziu. N-am avut cazuri în care să demonstrez că este prea târziu, în sensul că nu s-a întâmplat nicio tragedie. Nu au fost cazuri la noi. Vreau să subliniez, deci, încă o dată, cauzele care determină și condițiile care favorizează plecarea de acasă, pe care eu le consider principale, să spun așa. O educație precară a minorului, care de multe ori este imputabilă familiei, dar și școlii, o influență nefastă a anturajului copilului, în special anturajele cu înclinații infracționale și tendințe comportamentale cool, cum este rândul tinerilor astea, adică un spirit de frondă, consum de alcool, droguri, fumat. Astea sunt chestiuni care îl îndepărtează și de familie. Dacă îmi permite, ați fost vreodată noaptea prin discotecile, prin cluburile unde se duc elevii? Câțiva ani de zile nu mai frecventez eu personal. Nu ca să vă duceți să vă plimbați, să vă duceți să vedeți ce se întâmplă acolo în calitate de ofițer de poliție. Eu personal nu am fost, dar am colegi de-ai mei, inclusiv de la compartiment, care desfășoară astfel de acțiuni organizate. Și ce spun aceste persoane? Predomină tinerii sub 18 ani. E pentru aproape toți care sunt în cluburi, sunt foarte rare excepții. Aproape toți fumatul și consumul de alcool e ceva normal. E ceva normal și dacă un polițist i-ar atrage atenția că totuși nu e bine să fumeze, eventual pot să consume și droguri și cred că din zvonurile care circulă consumă, dar într-un mod discret. Dar este voie ca un patron de astfel de club să primească copii minori în club și să accepte să se consume băuturi alcoolice? În discoteci tinerii au acces, numai că nu au voie să vândă alcool minorilor, băuturi alcoolice minorilor sub 18 ani. Dar ei n-au de unde să știe în că momentul au, în care, da, buletin, în momentul în care poliția știe de la structura de ordine publică a încercat sancționarea. Nu numai că au încercat, au și aplicat sancțiuni concrete, contravenționale, patronii respectiv le plătesc, dar motivația lor este că nu minorul i-a vândut băutura, ci altei persoane adulte care a fost cu el și care eventual a și plecat când a venit poliția și nu mai este de față. Sunt motivați și puierile, care nu au nicio importanță. Atât timp cât minorul este cu băutura alcoolică în față și miroase alcool, că poate... Da, dar credeți că aici părinții n-au un rol decisiv în toată situația asta? Cum să-ți lași tu copilul minor să plece noaptea în discotecă și să-ți vină dimineața la 4, la 5 acasă, cum am văzut că se poartă? Așa este, da. Eu personal am constatat în cazurile pe care le-am instrumentat de-a lungul timpului sau unde m-am implicat, că nu toate au fost portate personal, am constatat că pentru părinți era... apreciau o normalitate, spuneau că nu vor să impună anumite constrângeri de teamă sau sub amenințarea copilului că va pleca de acasă.
Și este o normalitate ca să vină la ora 5 dimineață sau să plece pentru, chiar pentru 2-3 zile. Mai mult decât atât, există unități de învățământ la noi în județ și în oraș, în Focșani, unde profesorii diriginți apreciază că un număr de 100, 150, 200 de absențe este o normalitate. Ei, nu cred eu că un profesor poate să spună că este o situație de normalitate, că lipsește. Ați avut dumneavoastră asemenea discuții? Da, o să-mi rezerv dreptul de a nu da nume și exemple concrete, dar vă pot confirma că sunt astfel de cazuri. Eu aș dori o implicare mult mai activă în prevenirea, în primul rând, a problematicii plecărilor adolescenților de acasă și a dispariților și a prevenirii victimizărilor. Aș dori o implicare, un program eventual sau chiar mai multe programe, o implicare a Inspectoratului Școlar Județean și a directorului de unități, pentru că nu este posibil ca minori care au 200 de absențe, 150, 250 de absențe, dar să nu fie semnalați polițistului fiecare școală, probabil cunoașteți, este arondată unui polițist de proximitate. Și acești polițiști trebuie înștiințați. Trebuie înștiințată familia, pentru că copilul ăla, în timpul în care lipsește, el nu cred că lipsește ca să se afle în bibliotecă. Sau, eu știu, să se ducă acasă. El lipsește și se află într-un anturaj care mai târziu, mai devreme sau mai târziu, îl va duce de cel mai multe ori pe calea pierzanii. Ați avut o dată reclamații din partea unei școli, unei conducere a unei școli, reclamați să vină, să-ți spune, vină încoace, că uite, cu X, Y, o fetiță, un băiat în clasa a 7-a, 8-a, a 10-a, nu mai vine la școală, familia n-a dat niciun fel de... Nu, deci vreau să fac o precizare. Dacă au existat astfel de reclamații, eu am auzit că au existat. Ele se fac la structurile de poliție locale, la oficiul de serviciu sau prin apelul 112, dacă e o problemă mai gravă, pentru că este o problemă gestionată de Poliția de Ordine Publică. Poliția de Ordine Publică se duce, verifică, ia măsuri de rigoare. Nu ni se aduc nouă la cunoștință astfel de cazuri, nici nu ne interesează astfel de cazuri, numai eventual să spunem ca o statistică. Noi facem acum o statistică și pe numărul de sesizări de dispariții, care se rezolvă și în câteva ore, nu numai pe numărul de cazuri de dispariție, adică cele constituite la 2-3 zile sau 4 zile după ce am făcut primele verificări. Nu putem să ne ocupăm noi. Nu există o structură... Deci nu există o structură de care să răspundeți dumneavoastră. Dar spuneți-mi, vă rog, spuneați ceva despre că dumneavoastră personal participați și la descoperirea de dispariții de-astea, declarate internaționale, din alte țări, ați avut asemenea situații? Spuneam dispariții cu elemente de extraneitate, da? Dispariții cu elemente de extraneitate sunt disparițiile de cetățeni de pe teritoriu, de cetățeni străini de pe teritoriul României, disparițiile de români de pe teritoriul altor țări, și o să fac o subliniere aici, disparițiile de cetățeni români, adulți și chiar și copii care fug în străinătate și aici capătă, avem frecvent astfel de cazuri și capătă un element de extraneitate. Spuneam disparițiile de cetățeni români care se întâmplă efectiv în altă țară, în Italia, în Spania. Reclamațiile sună ceva de genul, nu mai știu nimic de ruda mea de aproximativ 5 ani, sau a plecat acum 5 ani și de un an de zile nu mai ține legătura. Acum am stat și ne-am gândit, ce să facem? Nu putem să trimitem omul să depună reclamație în Spania sau în Italia, sau să-l trimitem la ambasada la București, pentru că nu va fi, în primul rând, e o cheltuială, s-ar putea să nu ia în considerare reclamația și atunci ne-am gândit că reclamația o contabilizăm noi, o luăm noi și desfășurăm cercetările. Punem persoana în urmărire într-o bază de date ca și persoană dispărută, luăm contact cu organele de poliție din țara respectivă prin intermediul Interpolului sau acum există acest sistem informatic Schengen care funcționează cu brio și persoana poate fi semnalată. Și avem o șansă să obținem niște informații cu mare greutate, pentru că încă birocrația din structurile de poliție din toate țările este mare, dar am avut și satisfacții de cazuri soluționate cu persoane găsite în viață. Unele au fost găsite decedate, dar totuși cazurile soluționate. Și de obicei, care sunt motivele pentru care nu se mai știe nimic despre aceste persoane? Nu mai vor ele să mai iau? Deci motivele sunt, schimbă identitatea. Ori, dacă e vorba de bărbați, de cele mai multe ori ajung în condiții atât de mizere încât
nu mai au posibilitatea să contacteze familia, ori le este rușine să contacteze familia. În cazul femeilor pot, la fel, condiții mizere sau fie cu voia lor, fie cu fără voia lor, ajung să practice prostituția, acceptă mult mai ușor acolo decât aici, pentru că se gândesc că sunt între străini și nimeni din țară nu știe ce activități desfășoară acolo, gândindu-se ca o muncă decentă, și atunci din jenă nu mai contactează familia. Și există și o situație din nefericire în care persoanele decedează, se află în postura de cadavru necunoscut, neavând acte, la morgă, la ei, așa, și identitatea lui se află doar între coperțile unui dosar, în sertarele, în birourile poliției, un dosar de cadavru necunoscut, mai ales dacă nu și-a păstrat și niște semnalmente, niște elemente de identificare datorită degradării. Este foarte greu de identificat și trebuie impune o colaborare continuă între organele de poliție pentru a stabili exact în ce împrejur a dispărut persoana. Și asta este, trebuie să, noi suntem obligați după procedura, așa s-a considerat, să instrumentăm un caz de dispariție timp de 20 de ani. Deci până la găsirea persoanei sau timp de 20 de ani. Care a fost recordul dumneavoastră în a găsi o persoană dispărută? O persoană dispărută? Două, trei? A fost, cred că, un record, recordul de timp cât mai îndelungat. Da. Cât mai îndelungat, nu? Nu, cât mai repede. Nu contabilizăm. Nu contabilizăm. Nu contabilizăm, pentru că poate au fost cazuri în care persoana, aflând că poliția se deplasează la domiciliul ei ca să facă o cercetare criminalistică pentru a găsi niște urme, fire de păr, amprente, bilete, rămas bun, numere de telefon, date de contact și așa mai departe, și aflând de la vecini sau de la alte persoane că poliția este acolo, apare și persoana respectivă care tocmai vrea să locuiască în altă parte, o zi, două, și nu avea acordul familiei. Deci sunt multe astfel de cazuri. Sau copii găsiți după câteva ore, copii rătăciți prin Focșani, în general în Focșani se întâmplă, au fost și rătăciți pe câmp, luați la muncă de părinți și după câteva ore găsiți, iar ca durată de timp maximă, după 21 de ani. Ați avut asemenea situații, da, dumneavoastră, da, personal? Noi personal este record național, ca să spun așa, pentru că vă spuneam, noi avem obligația să instrumentăm un caz de dispariție timp de 20 de ani. 20 de ani, după 20 de ani se trece cazul într-o evidență pasivă, unde nu se mai fac niciun fel de investigații active, ci numai comparații de semnalmente între cadavrele care apar și persoana dispărută. Era vorba de o fetiță din Adjud, care la vârsta de 6 ani, o fetiță dintr-o familie de etnie romă, care la vârsta de 6 ani, în anul 1989, înainte de Revoluție, fiind lăsată fără supraveghere, a plecat de acasă, a ajuns la gara din Adjud, care era aproape de locuința ei. La gara din Adjud se pare, nu s-a putut demonstra, se pare că a fost luată de o altă familie de țigani și dusă în Iași. Au îngrijit-o o perioadă, după care, în jurul vârstei de 9-10 ani, a ajuns în postura de copil al străzii prin canalele din Iași. A cerșit până la o vârstă de 12-13 ani, când a fost luată de poliție și internată într-un centru de minori, a crescut până la mai multe case de copii. În momentul în care a fost întrebată la ea și cum se numește, ea știa numele Cristina și știa și numele de familie, dar incomplet, și a pronunțat numele Dude, sau cel puțin, cred că așa a perceput polițistul la timpul respectiv, Dude Cristina. Persoana noastră dispărută se numea Dudea Cristina. În acel timp, deci era excusă o comparare automată, pentru că bazele de date nu existau, ci numai o comparare manuală. Dispariția la noi, deși s-a produs în 1989, a fost reclamată tocmai în 1997, după 8 ani de zile. Persoana, au fost difuzate, cazul a fost mediatizat și la toate inspectoratele din țară. În anul 2011, dacă mi-amintesc bine, am făcut o ultimă încercare înainte de închide cazul, înainte cu 6 luni sau un an înainte de închide cazul, am făcut o ultimă încercare de a difuza o nouă notă de caz la toate unitățile de poliție din țară, cu fotografie, semnalmente, poate mai obținem ceva. Și așa, polițistul din Iași, care instrumentase un dosar de persoană necunoscută, pentru că în Iași ea s-a aflat în postura de persoană necunoscută. Chiar dacă
ulterior, pe cale judecătorească, îi se atribuise un nume, Dude Cristina, cu alte date de identitate și așa mai departe. Și și-a amintit că a avut și el în lucru o persoană necunoscută cu numele probabil sau numele pe care l-a firmat Dude Cristina și semăna cu numele nostru Dudea Cristina. Acum, existând și baze de date automate, a văzut că este persoana urmărită la noi, ne-a contactat, am luat legătura, a trebuit să o căutăm din nou pentru că nu mai era în evidența poliției, am găsit-o, a fost de acord să dea o probă biologică pentru stabilirea ADN-ului, pentru că nu se mai putea așa. Ea acolo a fost școlarizată, chiar mai mult, cred că dacă ar fi rămas în sânul familiei aici. La fel s-a procedat și cu mama ei, a fost de acord să se supună testului ADN. Și s-au găsit. O expertiză, da. După 5 luni, finalul expertizei, a concluzionat că este fiica persoanei din ajut, s-au găsit, familia a fost reîntregită, a decis să se mute din Iași la familie, ulterior am înțeles că au plecat în Franța, nu știu, mai multe... Donem-o achel soț. Da, domnule, dar ce părere aveți despre așa la încheiere acum? Nu m-am mus, că ferească Dumnezeu, e o situație îngrozitoare, dar despre cazul ăsta cu Elodia, are dreptate cioacă, n-are dreptate cioacă? Ce se întâmplă? Eu sunt specialist, nu pot să mă iau după părerile care se expun. Deci, chiar... nu au niciun fel de temei, tot felul de păreri care se vehiculează pe toate posturile de televiziune. Acum, eu știu că fiecare din afară se crede anchetator și așa, dar e bine să fiecare să facă treaba. Ca specialist, de prima dată din august 2007, cred, sau 2007, cred că a fost cazul, de prima dată când a fost semnalat cazul, eu am avut convingerea de 100% aproape, sau de 99%, să spun, lăsăm 1% o altă ipoteză, că acest om și-ar fi ucis soția, fără să premediteze, ci în urma unui scandal, o tensiune foarte puternică. Deci, pentru că ei aveau, după cum s-a spus și la televiziune, aveau o legătură foarte libertină, deși erau căsătoriți cu acte. Și niciun moment nu m-am îndoit că el ar fi ucis-o, ci ne așteptam toți, inclusiv psihologi judiciari cu care am discutat, ne așteptam când va ceda supapa din creierul lui Cioacă. Știi că nu cedează. Și da, asta este un caz școală pentru noi. Am înțeles că deja se studiază și de ceva ani de zile și la Academia de Poliție, pentru că, într-adevăr, este un caz școală. Și din punctul meu de vedere, procurorii și polițiștii care au lucrat la acest caz costisitor și financiar și uman, merită tot respectul. Asta demonstra că, practic, Cioacă, cu câțiva ani de experiență și Academie de Poliție, este mult mai inteligent decât foarte mulți procurori și polițiști care o viață au lucrat astfel de anchete. Lucru care e aproape imposibil. Domnule comisar șef Daniel Popescu, îmi pare bine că ați fost astăzi la emisiunea noastră, care, din păcate, s-a terminat. Vă mai așteptăm. Succes, felicitări! Cu mare plăcere! Cu mare plăcere! Toate cele bune, la revedere, stimați telespectatori! Aveți grijă de copiii voștri!